că tot m-ați întrebat dacă e viața scumpă în Spania sau ce prețuri sunt, am zis să vă arăt prețurile la mâncare. Am ales magazinul ăsta, că l-aveți și în România și în alte țări, și așa faceți o comparativă între prețuri. Deci, îmi iau punga și intrăm. Începem cu secțiunea fructe de sezon. Avem portocale la 1,80 euro și ceva, pepenele galben 2,49 euro kilogramul, rodile la 1,85 euro. La legume, hai să vedem, ardeiul roșu este 2,69 euro, ardeiul verde 1 euro și ceva, morcovii 1 kg 1 euro. Roșiile cele mai ieftine erau 1,40 euro, 1,75 euro castraveții, kilogramul, toate sunt pe kilogram, 1,35 euro broccoli. Am văzut aici la ouă, avem 12 ouă, 1,99 euro. Astea sunt conservele de ton și alte nebunii, vedeți și voi ce prețuri sunt pe aici. La mezeluri, nu știu ce să vă spun, că nu sunt la fel ca în România, mezeluri tipice spaniole, vedeți prețurile, iar brânzeturile se întâmplă cam același lucru. Prețul la brânzetul, o să puneți voi pauză pe imagine și vedeți care este, cam ce v-ar interesa. După care laptele, avem aici lapte proaspăt 1,50 euro, margarina 1,79 euro, 2 euro untul de întins pe pâine și tot 2 euro și untul clasic. Noi am luat de întins pe pâine, după cum se vede. Iaurturi, hai să vedem, iaurturile de băut sunt 1,39 euro, iar iaurtul clasic, dacă nu mă înșel, 1 euro și ceva, tot așa, câte sunt acolo, 6 sau 8, nici nu mai țin minte, 1,39 euro. Iaurtul grecesc 1,55 euro și sunt 6 iaurturi acolo. Ce mai avem? Carne, vă las așa să vă uitați în mare, kilogramul de carne de porc începe de la vreo 4 euro, ceva de genul în sus, iar puiul, kilogramul de pui, de fapt un pui întreg e pe la 4-5 euro, ceva de genul, uite, vedeți voi prețurile, puneți pauză pe video ca să vedeți prețurile în mare, așa, uite, o caserolă cu pulpițe, vreo 4 euro. Aici avem midi și creveți, vedeți prețurile, 4 euro și 3 euro. Zona cu condimente, cam astea sunt prețurile de obicei, și sarea 24 de cenți kilogramul, 2 kg de ceapă 2,69 și 5 kg de cartofi 6,49, și aici aveți derivate, usturoi, uite, de exemplu, 1,25. Avem pe aici și alte tipuri de cartofi, legume în general, vedeți și voi prețurile. După care aici avem semințe, fructe uscate, nuci, de exemplu o pungă de nuci 2,99 euro, aici murături, măslinuțe, castraveți murați, compot, mai avem pe aici, ca să vă faceți o idee ce prețuri sunt, kilogramul de orez 1,25, iar kilogramul de fasole 1,89 euro, kilogramul de făină 65 de cenți, nu punea prețul la zahăr, dar e în jur de 1,20 euro pe acolo. Aici avem buloane de toate felurile, ketchup-uri și tot felul de sosuri. Uite, eu, de exemplu, am luat sosul ăsta, 1,69 euro, după care la raionul de băuturi spiritoase vă las pe voi să vedeți prețurile, că nu prea mă pricep aici dacă sunt ieftine, dacă scumpe, și la vinuri la fel. Astea sunt prețurile normalmente, prețuri și la bere, ca să le vedeți, puneți pauză pe video și apreciați așa prețurile, unde v-am mai filmat. Aici avem săptămâna italiană, cam astea sunt prețurile, aveau acolo sosul meu favorit, pe care îl cumpăr mereu, și în continuare aveau dulciuri crăciunistice, pentru că au un raion întreg cu dulciuri crăciunistice. V-am arătat așa în mare cam ce prețuri sunt. Panetone, 7 euro, un panetone, dar din ăla de lux. Cafeaua, uite, avem aici cafea, aia gold mare, mi se pare că e 3 euro, dacă nu mă înșel. Aici avem Nes, cacao instant, de exemplu, 1 kg, 2,95, dacă nu mă înșel, de cacao instant. Aici avem ceaiuri, pe care raionul cu dulcețuri, de exemplu, avem 1,89 euro, borcanul de 500 de grame, fineti 2 euro și ceva. Mierea, mi se pare că jumătate de litru, 3 euro, ceva de genul, raionul cu dulciuri și acum raionul cu produse de îngrijire și cosmetică. Vă las așa în mare să vedeți prețurile cum stau și pe o parte și pe cealaltă, să spunem, și la fete și la băieți. Cam astea sunt prețurile, aveau ceva promoții pe acolo. Prețuri decente, spun eu, după am fost și pe la raionul de produse de curățenie, ca să vedeți așa în mare cum stă situația și pe acolo. Bine, de preț nu pot plânge. Aici chestiile pentru la bucătărie, am luat eu niște lavete din astea care costă 1,50 euro și ceva, mi se pare că sunt, și niște bureței de vase care costă 85 de cenți, erau la ofertă. Mai avem aici tot felul de chestii de curățenie, vedeți și voi prețurile,
Și acum prețul la clor, 5 litri de clor, 75 de cenți sau nu știu, 4 litri de clor. Aici avem detergenți, ca să vă faceți o idee, 15 euro ziarielul la basic, nici nu știu câte spălărare, dar e din ăla mic, nu e din ăla mare. Aici avem detergenți lichizi, după cum se vede, iar mai apoi avem balsam de rufe de la Cocolino, de la Lenor și de la marca Lidl, care este 1,79 euro. Bun, trecem mai apoi la raionul cu apă. Apa costă cea de 5 litri 63 de cenți, iar alelalte mici 47, dacă nu mă înșel, aici mâncare de cățeluși și pisicuțe, uleiul. Avem ulei de flarasoare 5 litri 7,19, iar cel mic 1,55 euro de litru. Oțetul 79 de cenți, uleiul de măsline, cea de 5 litri este 36 de euro, dacă nu mă înșel, și cea mică vreo 5 euro, depinde de ce marcă cumpărați, găsiți și la 3, depinde. Acum aici băuturi din astea, din plante, nu mă pasionează, dar v-am arătat, scutece, 6 euro, 4 euro, depinde de mărimea scutecului, cereale pentru copilaș, lapte condensat 2,65, mi-a trebuit, am luat. Raionul cu biscuiți, după cum îl vedeți, aici sunt diversi biscuiți. 1,99 sau 1,80 este sticla de 2 litri de cola. Am vrut să vă arăt câteva snacks-uri și aici am să vă arăt pește congelat, să vă faceți o idee așa. Prețul nu e neapărat la kil, că mi se pare că vând pun și de jumătate. Așa, în mare, să faceți o idee cum stă situația și pe la congelate, preparate, de fapt semi-preparate, iar mai apoi legume congelate. Mazărea 1,25, 1 kg. Cam astea sunt prețurile la haleală și altele la noi la Lidl. Hai să vă arătăm ce am cumpărat noi. Și acum că am ajuns acasă, hai să vă arăt și ce am luat și cât am dat. Am aici și bonul. Biscuit din ăștia mini, nu vă zic cât costă, vă zic la sfârșit cât costă, că nici am ochelari puși. Suc cu pai. Am luat niște mini wafers din astea, să vedem ce și cum despre. Înțeles, astea erau 3 euro ceva, erau scumpicele. 3 pizza din astea de băgat la cuptor în seara asta. La astea am avut reducere în aplicație, așa că am luat și 4 pâinici din astea mititele. Ce mai am eu pe aici în pungă? Am luat iaurt grecesc, măslinuțe cu anșoa, ciocolată din asta fineti, o pungă din asta, 2 pungi de fidea chinezească, burez de baie, prosopele din astea din microfibră, lapte condensat, semințe pe chicoana, brânză cu pesto, avem nebunie mare cu pesto în casă, am mai luat și un pesto așa ca să fac papuetaj cu pesto, usturoi granulat, încă o brânză din asta gen parmezan, un garnier din ăsta, Alexa, de asta te-ai luat? Bun. Și unt de întins pe pâine, un lapte bătut, iaurt din ăsta de băut, am arătat. Și gemul Alexei. Și atât, nu? Și am mai luat, aparte de treaba asta, am mai luat după un sul de, o rolă de asta de hârtie pentru bucătărie care a fost astăzi la ofertă în aplicație. Am luat 1,60 euro de la 3 euro cât costa. Iar pe toate astea ce v-am arătat, am dat 45 cu 20 și 8. Aplăcea, uite aici așa. Deci cam asta e treaba cu mâncarea în supermarket. Nu vorbim despre aprozare și alte nebunii în supermarket. Și am ales Lidl-ul, că am zis că bă, la Lidl merge toată lumea, are ocazia. Așa putem compara prețurile cam în orice țară. Data viitoare poate ne vedem, eu știu, cu prețul la case, cu prețul la haine. Îmi spuneți voi ce prețuri ați mai vrea să comparăm. Mergem la haine să vedeți ce prețuri sunt la haine aici. Mergem pe la Brico, pe la Leroy să vedeți ce prețuri avem aici la materiale de construcții. Îmi spuneți și când am drum pe acolo, filmez, de ce nu. V-am pupat, să aveți o seară faină în continuare.